Aflată din nou în prag de reformă majoră, educația din România nu reușește să creeze un viitor pentru sute de mii de tineri. Așa se face că țara noastră ocupă un rușinos loc întâi între statele membre ale Uniunii Europene atunci când vine vorba despre abandonul școlar timpuriu. Concret, asta se traduce printr-un număr foarte mare de adolescenți care nu au terminat mai mult de 8 clase. Livia Graur ne dă toate detaliile. În ultimii 30 de ani, școala românească a trecut prin sute de reforme. Din păcate, în esență, sistemul nu s-a schimbat și nici nu a reușit să devină atractiv pentru copii. Așa am ajuns în situația ca România să fie fruntașă în Uniunea Europeană la un capitol care nu ne face deloc cinste, și anume abandonul școlar timpuriu. Mai exact, la nivelul anului trecut, mai mult de 15% din tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani aveau ca studii efectuate doar școala gimnazială, adică 8 clase fără nicio altă formă de școlarizare urmată ulterior sau formare profesională. Concret, dintre cei peste 1.400.000 de tineri aflați la această vârstă, aproape 215.000 au doar școala gimnazială și nici nu vor să-și continue studiile. Și spuneam că suntem pe primul loc între țările membre ale Uniunii Europene. În continuare, în clasament se află Spania și Italia, ambele cu 13%, urmate de Bulgaria și de Ungaria cu 12%. La polul opus, țările în care rata abandonului școlar timpuriu este foarte mică sunt Slovenia, Grecia și Irlanda, unde puțin peste 3% din numărul total al tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani nu au mai mult de 8 clase finalizate. Revenind însă la țara noastră, este clar că sistemul are hibe mari și nu reușește să-i facă pe elevi să-și dorească să învețe. De altfel, materia stufoasă pe care copiii sunt obligați să o memoreze pe din afară, dar fără să o înțeleagă efectiv, ne-a mai adus într-o situație nefericită, spun mulți specialiști în educație. Aceea de a avea un număr foarte mare de analfabeți funcționali. Așa se face că aproape jumătate dintre elevii români nu pot interpreta o informație și nu pot avea propriile idei. Un studiu recent arată că 42% dintre elevi nu pot înțelege cu adevărat un text și doar 11% reușesc să dobândească aptitudini depline până la finalul anilor de studiu. Adică doar un elev din 10 termină școala cu toate lecțiile învățate.